găsit, prieteni! Numele meu este Alina Andriuță și bine ați venit la Business Hub. Discutăm aici despre subiecte care impactează mediul de business din țara noastră. În acest interviu vrem să vorbim despre industria de publicitate, piața publicității digitale, cum s-a dezvoltat, ce trebuie să știe un antreprenor despre multitudinea instrumentelor de marketing digital disponibile. Invitatul meu de astăzi este Dumitru Talmazan, antreprenor, expert marketing, fondator a SAP Digital Team și Talmazan School. Dumitru, mă bucur să te văd aici la Business Hub. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutare, Moldova! Uite ce interesant subiect avem să dezbatem astăzi. E complex, ca să nu zic chiar complicat, dar aș vrea să ancorăm. Propunerea mea este să discutăm despre publicitatea digitală. Înainte însă de a începe acest demers, zic să plasăm publicitatea digitală în tot ce înseamnă marketing și să-i găsim locul potrivit ca să pornim corect la drum. Provocarea nu e complicată. De fapt, ca să înțelegem în ce fel de context se aliniază digital marketingul, ar fi bine să înțelegem unde e marketingul. Și dacă pornim de la marketingul per general, el are o formă de asta mai filosofică, pe locuri, dar în general marketingul este arta de a învăța să cumperi ori să vinzi. Adică, de fapt, pe de o parte sunt cei care pot să presteze ceva, ei prestează un obiect, un serviciu, orice, și pe de altă parte există cei care cumpără sau beneficiază de acest produs sau serviciu. Păi marketingul este acea punte care ori formează piața, ori o promovează, ori arată detaliile necesare care tu să auzi și să vrei acest produs. Iar ulterior deja vine tranzacția. Asta este partea mare. În ultima perioadă, și de regulă, noi ce știm de marketing? Erau billboard-uri, erau diferite canale de comunicare în marketing, reviste, era foarte populare. Renumitul ATL, BTL și... Avem televiziunile, radio, sunt canale prin care marketingul transmite acel mesaj, acel pod despre care menționam. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor, ultimii 10 ani, eu cred că noi am intrat într-o eră digitală. Într-o eră în care telefonul mobil este un satelit în mână și la un clic distanță tu poți să fii în orice colț al lumii și să beneficiezi de orice informație. Da. Și aici a intervenit cumva acest segment sau acest canal de comunicare mare, segmentat deja marketingul online și marketingul offline. Da, din punct de vedere a canalelor prin care accesezi clientul sau vii către el cu informații. Da, și aici acest canal online se cumva cuplează, o totalitate de canale se numește digital marketing, în care intră rețele de socializare, tot ce pe de o parte este 3W, așa, în mare parte se zice că este digital. Poate mai sunt niște devieri mici, dar în mare parte noi cunoaștem cum ar fi rețele de socializare, canalele de căutare, Google, Yandex, diferite canale. Avem chatbot-uri, avem email marketing, deci toate ele fac parte din multitudinea de atingeri sau de canale a marketingului digital. Bun, spune-mi dacă înțeleg corect. Eu ca și consultant văd 3 blocuri mari ale unei afaceri. Marketing, vânzări, producere, așa, asta este pe orizontală aceasta, și centrele de suport, care pot fi contabilitatea, pot fi serviciul juridic și alte centre de suport, da? Și marketingul este primul bloc și, de asemenea, foarte important. Însă marketingul nu înseamnă publicitatea digitală. Da, el, înainte, mai zicea, așa era, chiar pe ușă scria, departamentul de marketing și vânzări. Da, erau cuplate. Da, erau cuplate. Sau și decuplat, și slavă lui Dumnezeu. Sau decuplat, pentru că, pe de o parte, marketingul, cum spuneam, este multitudinea de comunicări și, în dependență de, aș mai introduce o formulă, o paradigmă în comunicarea noastră, elementul de spirală. Hai, aș vrea ca noi, tot ce ține de instrumente de marketing, foarte mult contează, pe de o parte, nișa din care tu faci parte, industria. Adică tu poți fi din frumusețe, poți fi în producere, poți fi în consultanță. Da. Abordarea marketingului va fi diferită în aceste aspecte, chiar dacă instrumentele sunt aceleași. De ce? Pentru că pe partea de spirală, când tu ești un hobby manager, un startup, o afacere foarte micuță, nișată pe locuri, tu n-ai nevoie de marketingul mare. Și atunci el poate să vină ca un fel de impact negativ chiar asupra ta. Dar dacă noi luăm pe spirala parte marketingului digital, deseori marketingul digital a devenit popular din motiv că el are instrumente ieftine, sau mai bine zis, mai ieftine, accesibile decât partea mare de analiză de piață. Accesibilitate la TV, radio, billboard-uri mari. Însă și este așa un parametru în publicitate, în tot ce înseamnă marketing, cost per. Da? Cost per click, cost per client. Și uite că acest cost per în digital marketing a devenit destul de transparent, pe de-o parte, deci putem să-i facem un tracking. Se poate cuantifica. Da, dar foarte simplu. Nu este, mie îmi pare că la noi tot merge gine. Adică, acum se poate veni cu cifre. Bine, până ajungem la capitolul cifre, vreau să avem așa un checklist, poate, dacă poți să ne-l dai, ce înseamnă ecosistemul digital al unei afaceri. Sau altfel spus, eu dacă lansez sau am o afacere și eu vreau prezentă pe digital, ce trebuie să bifez în acest ecosistem ca să fiu și eu prezent pe digital? Vital lucru. Vital lucru, cum spuneam, din motiv că aproximativ majoritatea afacerilor se axează în mare parte doar pe marketingul digital. Eu aș porni de la profilactică. Profilactică înseamnă că, pe de o parte, în majoritatea cazurilor, marketing digital sunt rețele de socializare. Facebook și Instagram, să le numim. Să le numim așa ca instrumente foarte simple, accesate de toți. Da. Respectiv, primul lucru care trebuie să-l facă un antreprenor, un om care vrea să facă afaceri online, este să aibă grijă de activele sau de paginile lui personale. Asta înseamnă parola, pentru că avem securitate și avem fraude. Asta înseamnă prezența de postări. Ce postăm, când postăm și unde postăm. Și aici trebuie să avem 7 ani de casă. Pe de o parte, pe de altă parte, o viziune. Ce vrei tu de la online? Acum vorbești despre antreprenor ca și persoană fizică sau de pagina afacerii? Da, ca fizică. Deci începem activele digitale ale afacerii cu mine, antreprenor, ca și persoană fizică. Exact. După care, această persoană fizică prezentă în online creează instrumente de publicitate. Și aici e motivul securității, pentru că dacă tu creezi o pagină de business, un cont de publicitate, din care tu vei face promovări și contul tău personal este slab securizat, atunci noi întâlnim fraude și excrocherii care se mărește probabilitatea. De ce eu aș porni de la primul, ecosistemul personal, securitatea ta personală și prezența ta, după care pornim de la cel mai simplu activ care se cheamă Gmail. E ca o poștă care de dorit să nu fie o poștă de care tu te folosești zilnic, de dorit să nu fie o poștă de care tu folosești pentru a descărca PDF-uri, checklist. Sau de muncă, efectiv operațională. Din motiv, iarăși, de securitate pe de-o parte, pentru că odată ce ea nimerește în online și tu te folosești de ea, este posibilitatea de spargere. Și atunci, iarăși, eu într-un ecosistem de publicitate. Și atunci, iarăși, tu ești într-o situație nu prea plăcută. Vulnerabilă. Da, vulnerabilitate. Bun. De la poștă, noi mergem către canale. Un business, mic, mediu, cum spuneam, activează de regulă canalul social media. Rețele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Adnaclasnicii, cam pe aici, în Moldova, YouTube, Pinterest-ul? Foarte nișat, foarte îngust. Dar mass market-ul folosește așa instrumente. Respectiv, asta înseamnă că noi trebuie să avem câte o pagină. Bun. Și să ne întrebăm întrebarea. E ok, tautologia ta. Ce în online spot? E o altă problemă legată de conținut. Să ne întrebăm ce vreau să public, dar mai înainte de asta să ne întrebăm pentru cine. Adică avatarul de client este următoarea întrebare care ar trebui să ne populeze departamentul de marketing. Și iarăși, dacă vorbim de această spirală, fiecare nivel se va întreba diferit. Tu, dacă vrei să începi, spui, ok, va fi regional, femei, 25-45. Asta este, așa termen, este persona buyer. Cine cumpără? Da. Dacă tu ești un business mai conștient și deja ai intrat într-o zonă în care tu investești nu 50 de euro pe lună, dar ai mai mult, atunci tu va trebui deja poate să mergi pe anumite studii în care tu să activezi alte instrumente de marketing mai sus. După ce am aflat pentru cine comunicăm, după ce am aflat unde vom comunica, normal că noi ne ajungem la etapa ce vom comunica. Și aici se termină așa zisa istorie de impact organic, care a lucrat foarte bine vreo 5 ani în urmă. Deci, înainte, cei care fac antreprenoriat de vreo 10 ani știu cum e, făceau o postare și veneau comentarii. Și veneau lead-uri, comentarii. Și acum mulți spun, fac postări, dar nic. Da, asta înseamnă că sunt două motive. Primul, algoritmul vrea să fac și el bani. Adică platformele se monetizează, este așa un termen marketing, dacă tu nu plătești pentru produs, tu ești produsul. Adică faptul că noi nu plătim pentru rețele sociale, noi suntem acel produs, acel data, care servește... Suntem mai departe descărcați spre vânzare. Exact. Respectiv, mulți spun că nu au performanțe și din cauza că platforma însăși ne limitează într-o formă oricare. A doilea motiv este că nivelul de conștientizare a conținutului devine Ctrl-C, Ctrl-V. Adică noi pur și simplu postăm de dragul posterilor. Și adică atunci... nu mai există inovație, personalizare pe conținut. Exact. Și asta este o problemă pe care tu o vezi în auditele care le faci pe paginile de Facebook și Instagram. Mai ales în industriile de frumusețe. Foarte multe poze, clișeu. Before and after. Și... luate din Google, fete ideale pe care le plasează. Și atunci această persoană buyer, ea nu se regăsește. Deci ea nu rezonează cu tine. Respectiv, noi recomandăm, dacă vrei cât de cât măcar să fii relevant, fă un content autentic. Adică nu posta mult. Era moda de 3 postări pe zi. Da, îmi place că vorbești despre asta. Da, vorbeam despre o regularitate a postărilor. 3 pe zi. 3 pe zi. Săptămâna, poate, nu? Era înainte. 3-4 ani în urmă. Dimineața, amiaza și seara. Era așa. O tradiție. S-a luat, dar funcționa probabil. Funcționa pentru un anumit moment. Și atunci au intervenit alte chestii. Pentru că, iarăși, marketingul este un organism viu. El nu este ceva care eu acum spun și ne uităm interviul peste 3 ani și o să fie relevant. O să fie fundamental același, dar adaptarea e diferită. Și aici intervine o chestie. Informația este multă. Spam informația. Da, deci trebuie să... faptul că tu postezi o postare în care zici că bună dimineața, era așa un mod de poza cu cafeaua. De bună dimineața. Da, puțin, dar mai e. Și atunci eu zic, dar mie pentru ce asta? Adică eu ce am din asta? Întotdeauna trebuie să ne întrebăm. Nu că trebuie să postăm, nu că postăm, dar tu, cel care citești. Pentru că în acest moment eu pot fi la interviu, sunt în transport, la volan, la servici. Eu nu am atâta focus, atâta atenție și mai mult ca atât. Eu nu am atâția bani și timp și necesitate să cumpăr tot ce eu văd. Și aici intervine momentul că acest content trebuie să fie autentic, să fie adaptat acelei audiențe, să fie puțin, dar calitativ. Acum pe Facebook, o postare pe săptămână, în medie, facem excepție de presă, spre exemplu, pentru că aici noi o să vedem... Sau de industria educației, de exemplu, unde putem varia tipul de postări. Introducem un parametru, ai ce spune, n-ai ce spune, taci. De regulă este așa o abordare care ajută foarte mult. Și uite că dacă respecti regulile, ai creat ecosistemul tău personal, te-ai securizat, ai creat paginile, ai înțeles pentru cine comunici, ai înțeles cum vei comunica și ce vei comunica, începe această comunicare. Dar aici se termină partea organică și nu ajungem la cel bloc al doilea de care menționai, vânzarea. Vreau aici un pic să parcăm. Mulți antreprenori, mergând la agenții de publicitate și mai nou la freelancer, că o să abordăm și subiectul ăsta, vin înapoi cu ideea, trebuie să am un plan de conținut. Plan de conținut. Da. Spune-ne, poate, tips and tricks, poate 3 triggere. Ce trebuie să conțină un astfel de plan de comunicare pentru o industrie, nu știu, industria, ce vrei tu ea, mobilă? De facto, dacă noi vorbim, iarăși, ne-am parcat la partea organică, ceea ce înseamnă noi nu promovăm încă, noi pur și simplu postăm. Vor vedea, și aici vreau să fac o deviere micuță, mulți cred că o să vadă toți. Care adică sunt cei care dat like la pagină. Dar și nu iarăși, este așa. Algoritmii spun că văd 3, 5, 6, 10, dependență. Rar este când se zice așa, împușcă o postare și o văd foarte multă lume. Dar asta este o excepție decât o regulă de marketing. Respectiv, dacă noi vorbim de ce să ceri sau ce să urmărești, este un element în care dacă ai avea acoarele și trebuie să desenezi un peisaj, tu zici am nevoie de ce? Ce desenăm? Desenăm iarbă, casă, soare și cer. Și tata și mama și copilul. Da, respectiv trebuie de regulă negru, cafeniu, galben, roșu, verde. Da. Cred că ne-am descurcat. Da. Păi iată, asta este și contentul. Tu zici, dar ce trebuie să vadă utilizatorul și în ce formă? Și atunci tu spui, eu am nevoie de content educațional, 2 postări. Vreau un content informativ, să informăm oamenii despre ofertele noastre, despre noutățile noastre. Vreau content de agrement, un pic să lăsăm mai, să nu doar cumpăr sau carne, se mai zice, un pic așa deviere. Și vreau ceva tips and tricks. Știați că Da. Știați că mobila care este, nu știu, prelucrată odată în an, ține mai mult viața de execuție. Deci ar trebui să clusterizăm conținutul pe tipare care să adauge valoare clientului nostru avatar. Adică cum ar veni, dacă suntem, de exemplu, în B2B, putem să dăm case-uri video sau alegem ce cu alte cuvinte, dacă încă online nu permite să facă un lucru extrem de fain, ceea ce nu permite offline-ul, este atunci când tu dormi, business-ul tău lucrează. În online. În online. Da. Și atunci asta înseamnă că dacă eu stau seara și vreau piscină. Da. Și eu intru pe un site, acum eu intru pe site-uri și caut bazin. Da. Atunci eu intrând pe pagina ta pot să văd răspunsuri la întrebări prin prisma acestui content. Și tu ar trebui să creezi așa conținut încât să închizi cât mai multe dureri de ale mele, să văd bazinul, să văd că alții au luat bazin, să nu fiu eu primul care e bazin. Da, adică testimoniale. Să văd poate o vreo ofertă din bazin. Cu alte cuvinte, dacă noi vorbim de postări, el trebuie să fie una, două postări pe săptămână, asta înseamnă 8, 5, 10 postări pe lună, pe o rețea în care ar forma caracterul business-ului tău. Iacă eu mă uit la aceste postări, le punem pe un perete și zic, da, seamănă cu afacerea mea. Bun, vreau aici o întrebare pe inversul. Ce greșesc antreprenorii și business-ul, pornind de la premiza asta a planului de conținut? Care cele mai des erori le-ai văzut tu în... Frumos. Adică vor să fie frumos, dar el nu tocmai conversional, deci nu are relevanță. Avem acum un caz, vin la o consultație, industria hainelor pentru femei, un video foarte bun, doar că foarte sexual. Așa, adică și nu mai funcționează asta? Și atunci întrebarea mea este, dar avatarul tău este așa? Nu există așa un element că femeia se va uita și spune, și cu asta, eu nu sunt așa. Adică este elementul în care mă identific. Și atunci asta este una din greșeli, să facem content de dragul contentului sau content frumos. Da, să știi că de multe ori se discuta despre designeri, că ei vedeau postarea sau machetarea sau vedeau din perspectiva ochiului lor, de frumos, dar nu din perspectiva vânzătorului, că trebuie să fie și cu CTA sau cu call to action și cu conversie. Dar pentru acest tip de conținut, dacă scopul tău în aceste rețele sociale este de brand awareness, vizibilitate. Nu ne trebuie vânzări. Dacă observi companiile mari, ei nu zic 3 sticle de apă dulce au mai rămas, ei lucrează pe impact. Apple-ul și alte vorbim companii. Despre spirală. Sunt și la nivelul respectiv ca să-și asume o astfel de comunicare. Lor nu le trebuie să dea foarte multe detalizare, backstage, să arate echipa. Lor le trebuie să vorbească despre produs. Și atunci acest produs îl pun într-un context. Și acest context tot înseamnă rezonarea cu audiența potențială. Sigur. Și acolo se iartă sau se acceptă. Dar dacă tu ești o afacere pe spirală mică, în care ți-ai după startup, asta vrei să zici. Adică, nu știu, ai 10-15 oameni, produci, livrezi, faci, lucrezi. Cum e asta pe spirala 2? Până la 1.000.000 de lei pe an, dacă ai rulaj, ești mic. Așa, foarte mic. Da. Și atunci tu trebuie să te concentrezi doar pe acțiuni care aduc bani. Bani, am înțeles. Dacă ești mare, atunci trebuie să lucrezi pe vizibilitate, pentru că când cobori la nivelul hai, cumpărați, imaginează-ți că Apple o să vină hai, acum 2+1. Nu o să mai aibă brandul relevanță pentru mine ca și deci potențial buyer. E nivel de statut. Bun, ai spus, frumos. Deci asta ar fi nu întotdeauna relevant. Frumusețea, postării și textului, că tot vedem texte pe social media cu citate din Schopenhauer la produse. Da. Se pretează sau nu? Bun, ce altceva? Pur și simplu. Să fie. Că trebuie. Că este bifă. Social media, la noi zilnic, trebuie și postare pe zi, pentru că deși la ora 9 era programat, dar nu s-a postat, trebuie să fie. Nu urmărim performanța. Deci acolo nici nu este despre acțiuni de conversie sau acțiuni de eficiență, este despre acțiuni de acțiuni. Bun. Adică momentul dat. Eu cred că dacă aș mai adăuga niște gânduri, ele ar descompune precedentele două, frumos și de dragul posterilor. Am înțeles. Pentru că mai mult merge în conștientizarea celui care cere. Și aici e foarte important să înțelegem că dacă tu nu știi să ceri, probabil vei pierde mai mult. Vorbești despre antreprenori care se ceară de la social media, sau de la agenții, de la freelance. El înțelege și atunci specialiștii de facto, ei sunt acel perforator care îți fortifică acțiunea de dezbatere a betonului. Este un spot publicitar în care o persoană dezbate betonul cu perforatorul stins. A, da, și nu se primește, nu știu de ce. Nu, ideea este că el a dezbătut tot. A, asta e ideea. Și când a venit șeful, se uită la dânsul și era de priză, gen, se putea altfel. Se poate, adică nu că n-ați fi un rezultat, dar se poate mai eficient, se poate mai puțin. Cu alte cuvinte, este în publicitate, în marketing, sunt trei termeni, doi pentru marketing, unul pentru afacere, care sunt pe spirala medie sus, dar totuși ar trebui să ne familiarizăm, indiferent de nivel. ROI-ul, return of investment, întoarcerea investiției, întoarcerea investiției pe afacere. ROMI, return of marketing investment, adică noi întoarcem investiția din marketing, toate cheltuielile de marketing împărțit la ce o adus el. Și este un termen anume pentru ceea ce discutăm noi acum, ROAS. Este return of ad spend, adică întoarcerea investiției pe publicitate. Păi iată, dacă noi am pune încă un termen așa mai inventat, ROA post, care ar fi... Nu ar sau, fi, că nu poți să-l... Adică tu trebuie să înțelegi că tu trebuie să cheltui aceleași resurse și să ai mai mult rezultat. Sau să cheltui mai puține resurse pentru rezultatul care le-ai avut ieri. Și să-ți asumi. Da. E o ipoteză care oarecum antreprenorii trebuie să o testeze. Da. Și tu spui lucrurile astea văzând sute de afaceri, cum au evoluat pe social media și în digital, iar un antreprenor pornește fără a avea această experiență în spate. Și atunci, dacă pornim de la premiza că el pornește din start, ce așteptări ar trebui să nu aibă de la tot ce înseamnă postările organice pe social media? Noi urmărim un trend foarte trist. Și el nu e de vină antreprenorul. E de vină, din fericire, avem un salt tehnologic foarte puternic. Deci noi ne-am trezit peste noapte cu instrumente care noi nu putem să le ținem controlul. Dacă înainte evoluția antreprenorului era foarte slow, era mult stabilitate, încă se mai zice, și atunci tu puteai în viața ta să testezi un instrument. Și să știi, da, și să știi că el lucrează. Mai era așa, să noi lucrăm prin recomandări. Da, e în continuare. Da, doar că este, dacă luăm digital, acolo tot este un soi de recomandări și el tot are instrumente. Și respectiv, în contextul dat, așteptarea antreprenorilor este înțeleasă, chiar dacă nu este corectă. Oamenii vin în marketing după miracol. Asta este o istorie tristă. Gen, la mine business-ul nu merge. Eu vin la Talmazan și spun, cât? Talmazan zice, poftim. Mult? Și ei au impresia că eu l-am la telefon pe Zuckerberg și zic, aici, Marc, aici, Alina, trebuie vreo 50 de clienți, pentru că la dâns atât e rău. Adică, și văd doar o lumină, o parte din tot business sistemul. Exact. Și pe de o parte nu văd ciclul complex, că nu doar în marketing e problemă, trebuie să fie și vânzările, și producerea, și calitatea. Și acel recomandare vine anume din serviciul de clientelă, serviciul de post-achiziție. Respectiv cu asta puțin lucrează, pe spirala mediu jos e jale totală. O să revenim încă la conceptul ăsta. Și aici intervine momentul că ei au așteptări nejustificate. Este dorință decât conștientizare că e marketing. Realitatea e diferită decât cea portretizată, cum se zice, dar să recunoaștem, când vedem postările social media, agențiilor sau... Asta este triggerul. Vrei vânzări mai multe? Ia și dezvoltă activele tale digitale și, și până la urmă nu este greșită această ipoteză. Unii chiar reușesc. Dar a doua paradigmă este că câteodată antreprenorul face așa, singurel, și îi sprijinesc mai gând decât la agenție. Nu știu dacă putem explica asta, că e de ordinea fantasticului. E un fenomen. Dacă vorbim de trigger, este acest trigger, el nu că nu are loc a fi, dar eu cred că totuși este un soi de diletantism când tu poți în marketing să-mi dai garanția vânzărilor. Nu că ei nu poate să influențeze. Ar fi responsabilitatea marketingului să influențeze. Dar cum să dai garanția când algoritmii în baza cărora vor fi aceste acțiuni, nimeni nu știe. Adică... Și nu poți influența partea de sales. Decizie. Adică eu, mai mult ca atât, când întrebare, eu întreb antreprenorul, în ultima lună, ce produs ai cumpărat din Facebook? Deci că îi dai și eu am când. Dumitru, propun să continuăm discuția, mai ales pe zona de configurare, ad-uri, Facebook, Google, după ce ne reîntoarcem aici în câteva minute. Acum publicitate. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mi-e rușine. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la televizor. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri, la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu dă start agendei informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum, știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine, informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi, iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de 100.000 de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы беднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mi-e rușine. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la TV8. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri, la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu dă start agendei informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum, știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi, iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de 100.000 de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем... Zic să continuăm discuția noastră cu Dumitru Talmazan despre publicitatea digitală. Am vorbit în prima parte despre tot ce înseamnă structura unei afaceri, marketing, locul publicității, postările, planul de conținut organic. Hai încet să migrăm către tot ce înseamnă publicitatea plătită, Facebook, Instagram, Google, și aici întâi aș vrea să faci o motorică de introducere. Ce înseamnă ad-uri acest termen și la ce se referă de fapt? De fapt, ad-urile sau publicitatea plătită este la nivel vizual în rețele de socializare, în Google, practic ca și o postare. Ea nu se diferă pe nimic. Unicul ce se diferă deseori este mecanismul prin care el face acoperirea. Adică noi avem o postare, o postăm în pagină, pe dânsă o văd cei care fac share, care transmit mai departe, sau cei care au dat like la pagină. Și atunci noi ne-am limitat, ne-am plafonat. Avem 100 de like-uri, 1000, 10.000, ne-am plafonat. Posibile views ale acestor postări. De vreo 2 ani de zile, strategiile de marketing digital spun că, în mare parte, dacă luăm teritoriul nostru, trebuie să ai lunar o acoperire măcar de vreo 100-200.000 de vizualizări. Acoperire înseamnă cine te-a văzut, da, postarea. Cine te-a văzut postarea. Și atunci noi întâlnim o problemă că cei care azi încep afacerea, bazându-se pe like-uri și pe perioada, doar înainte mai repede creșteau în like-uri. Era mecanismul ăsta gamificat, adică era mai interesant. Și acum nu mai e așa. Oamenii nu văd sens și nu poți să-i faci ca ei să-ți dea follow. Și atunci intervine elementul de monetizare pentru platformă și pentru instrument de lucru pentru afaceri. Asta înseamnă atunci când tu plătești Facebook-ului, Google-ului, Instagram-ului, influencerilor bani pentru ca ei să-ți afișeze anunțul. Și aici este crucial să înțelegem, pentru ca să-ți afișeze anunțul. Noi toți care fac publicitate, indiferent de instrumentul care luăm, vizualizări de video, mesaje, clicuri spre site, conversii, indiferent de instrument, până la urmă tu plătești pentru acest termen de CPM, cost per 1000 de afișări. Adică, practic, Tu când știi că în Moldova 1000 de fișieri costă de la 0,5 cenți, 0,50 de cenți, până la $10. O să ne spui pe industrie un pic ce CPM, cum se așează? Practic, industriile în care concurența este mare, imobiliare, construcție, frumusețe, acolo CPM-ul este mai mare pentru că toată publicitatea în social media, pe de-o parte, lucrează pe licitație. Adică tu pui bugetul dacă 100 e mai dolari, mult, și mai scump, eu pun, nu? $500. Da. Colegii noștri pun tot și atunci Facebook zice, dar ce să cheltui eu? Și atunci el o să te lezi pe tine mai jos, la coada listei, nu o să te pun în față și o să arăt anunțurile mele mai repede, mai mult, mai des, pentru că el vrea să cheltuie banii mei. Bun, deci CPM și în anumite industrie, deci de la cât ai spus până la cât? Eu aș spune așa, că noi să calculăm și să ne fie matematică ușoară, ea este în mare parte, este $1. $1. $1, 1000 de afișări. Bun, și trebuie să avem 100.000 pe lună. $100. Bun. Adică acum, iată un indicator pe care antreprenorul poate să-l urmărească, da, nu? Are sens. Cât costă CPM-ul și câți pe noi ne-au văzut. Da, bun. Acum, întrebarea este următoare. În dependență de domeniul în care tu faci parte, există așa element ca atingeri. Adică de câte ori eu trebuie să văd și în ce perioadă ca să iau decizia. În construcții, când vindem o casă, care costă 50, 100, 300 de mii de euro. Este un ciclu tranzacție lung. Poate să fie 2 ani de zile, poate să fie 3 ani de zile. Da. Și atunci, faptul că azi am făcut publicitate, da, și vin la specialiști și spun, nică vânzări nu au fost. Da, ele pot veni cum ar veni. Pentru că, da, el trebuie să aibă cu tine măcar vreo 20-30 de atingeri. Asta înseamnă că tu va trebui într-un an de zile să setezi publicitate și să cheltui pe dânsul vreo 10-20 de dolari per om. Consultanții zic să investești. Da, se cheltui. Pentru că nu toți vin și cumpără. Exact, asta exact, e realitatea. Da. Dacă vorbim de tranzacții emoționale, da, atunci când... Gen beauty sau haine. Sau... Haine, reduceri, film. Acum, spuneam, piscina, da, este sezonier. Acum. Deci, acum văd oferta și trebuie să iau decizia luna asta. Pentru că, pe urmă, nu mai trebuie să merg la piscină. Respectiv, acolo decizia este mai repede, da, și putem număra mai repede eficiența acestor investiții. Dacă ar fi să facem trasabilitatea la ceea ce am vorbit, dacă tranzacția noastră sau produsul nostru este pe ciclu tranzacție lung, casă, mobilă, apartament, nu știu, industriale mari, atunci rezultativitatea o calculăm în dependență de ciclu de tranzacție, exact, în 2, 4, 6 luni. Da? Aici e departamentul de vânzări ne ajută. Care intervine, da, cu atingeri, follow-up, apeluri. Exact. Dacă produsul nostru este cu ciclu scurt ce are și CTA, call to action, intră acum, cumpără, da, acum, bronează, calculează, da, atunci eficiența o calculăm imediat, săptămânal, lunar. Da, da. Asta pentru un antreprenor înseamnă și posibilitatea lui de a-și bugeta. Exact. Dar înainte să te întreb cum calculăm un buget, vreau să te întreb pe ciclu de tranzacție lung, da? Sunt niște indicatori totuși intermediari care mă fac pe mine să înțeleg funcționează publicitatea mea sau nu, pentru că nu pot să stau doar și să sper că în 3 luni, dar care sunt acele criterii care îmi pun bifă? Uite, funcționează. Cu siguranță, indiferent de ciclu tranzacției, oricând sunt cei care sunt gata să cumpere. Adică cineva oricum trebuie să răspundă aceste publicități, exact, cu... Și există parametrul de CTR, click-through rate, adică procentul dintre cei care au văzut și cei care au clicat. În publicitatea social media, în Google acolo este 3-5%. Așa. În social media, dacă ai 1%... E foarte bine, da? Deschid șampania și sărbătoare în casă. Am înțeles. Deseori este mai mic, adică din 100.000 de oameni, doar 1000 de intrări o să avem pe site. Pe urmă, noi numărăm câți oameni de pe site au lăsat contactele și numărăm calitatea. Ce vreau să mai adaug la ciclul tranzacției și la această perioadă? Încă sunt 2 factori care ar influența. Primul este dacă brandul este nou și chiar dacă tu ești din industria sezonieră și decizia o fac acum, dar din cauza că nu-ți știu, s-ar putea să nu ai impact. Să ai mai mare, deci să aștepți mai mult rezultativitatea campaniei. Exact, exact. Și al doilea element este concurența. Dacă sunt mulți? Da, da. Pentru că probabil eu deja am cumpărat. Chiar dacă eu sunt client, deja am făcut coafură. Ce sens că eu văd coafura ta acum până vineri, reducere 60%? Eu nu mă ce am ieșit din salon. Faci apel și la faptul că suntem într-o piață mică, oarecum, chiar și pe digital? Cu siguranță piața noastră nu este mare, dacă să ne uităm la vecini. Dar câteodată și în mare parte, dacă se ia o statistică pe ultimele 100 de consultații în mentorat, bugetul mediu este de 500 de euro pe lună. Asta înseamnă 5.000 de euro pe an. Este un buget foarte mic. businessurile medii mari cheltuie 5-10.000 de euro pe lună. Dar mai avem încă așa o chestie. Dacă o să intrăm în contextul publicității, noi observăm că bugetul de promovare încă mai concurează cu proiectele internaționale. Adică din internațional prestează la noi servicii. Pe același segment, pentru același avatar de client. Exact. Și atunci, spre exemplu, un ultim client din Canada Mare, bugetul de marketing pe an este 1.000.000 de euro. Sau bugetul... Pentru piața noastră? General, worldwide, la ei. La noi ne revine vreo 100-200 de mii, ne revin și la noi. Suficient decât concurentul lui, de exemplu, exact, din Moldova. Exact, care profit nu face atât. Da. Adică și atunci tu, cât nu te izbate, algoritmul te va ține aici. Deci tu o să te fișezi odată, dar eu de 10. Deci cu mai mare probabilitate tu vei cumpăra de la mine dacă noi, la nivel de recognoscibilitate, suntem aceiași. Dacă noi, la nivel de produs, preț, pentru că cu ce putem noi să operăm? Unu, deseori ne cumpărăm de la cei care îi cunoaștem. Și dacă tu ești în industria în care gradul de credibilitate este unul din factorii care se ia decizia, lucrează pe recognoscibilitate, fără branding la logo, fă un spot de publicitate în care să arăți brandul tău, fă vizibilitate. Publice, da. Video, dacă tu ești pe categoria de preț, atunci trebuie să pui prețul în față și să pui 36 de lei cu tot cu livrare. Da. Dacă ești pe calitate, aici e problemă. Și atunci întrebarea este că dacă antreprenorul și antreprenorii medii mari înțeleg acest moment și ei abordează marketingul ca instrument și ei comunică nu numai printr-un canal, au și mai multe canale. Gând la gând, deci convergent pe toate exact. Instrumentele. Pentru că aici sunt două motive. Primul, există canale prin care mie îmi este comod să te văd. Eu nu cumpăr de acolo. Există canale prin care mie îmi este comod să cumpăr. Și atunci dacă... Hai să intrăm un pic în marketing, nu mult, o piculeț. Este așa un cerculeț în marketing, se cheamă CGM, Customer Journey Map. Este calea clientului. Ea este abordată în diferite formule, dar una din formule este ce fel de canale răspund la ce etape. Etapa de neconștient, etapa de conștient ia decizia de cumpărare și etapa de cumpărare. Vrei să spui că pentru diferite industrii social media vine ca și un canal diferit? De exemplu, pentru industria de, nu știu, beauty este un canal care ajută să se convertească clienții, adică să cumpere, da. Iar pentru industria de ferestre, construcții sau ferestre este un canal doar de recognoscibilitate și sau cu un grad mai mic de conversie. Da. Spre exemplu, de când s-a promovat butonul mesaj, da. A crescut conversia în solicitări pe construcție. Pentru că scriu mesajul oamenii. Da. El este comod. Da. De când s-a integrat Facebook, WhatsApp-ul sau Viber-ul în construcții, în ferestre, în acoperișuri, foarte bine se convertesc persoanele vârsta 35-45, bărbați, ei nu ce-ți facă. Dar cele mai bune lead-uri în aceste industrie deseori vin din Google. Pentru că Google este un fenomen foarte fain de conștientizare. Tu nu te duci în Google să cauți ferestre când ele nu-ți trebuiesc. Bun asta. De aceea acolo și puține lead-uri, dar calitative. Da, da, da. View-urile altele. Și atunci e bine să fie tandemul. Eu cu Facebook, cu Instagram, cu influențări, cu televiziunea, cu radio, eu fac vizibilitate, creez precedent. Ok, în dependență de nișă. Da, dar vorbim de construcții, spre exemplu. Da. În capul tău să se nască acoperișuri. Și tu te duci și scrii acoperișuri Chișinău și acolo apare anunțul meu. Da, și atunci, iau de acolo. Da, și atunci tandemul. Și respectiv aici greșeala este când noi dăm rezultatul platformei care a convertit. La noi Google lucrează tare geni. De fapt e un întreg ciclu de atingeri către acest client. Asta înseamnă că dacă clientul, dacă antreprenorul nu are un ciclu de atingeri convergent, multitudine de canale, s-ar putea inclusiv Google-ul lui să nu lucreze chiar dacă este pe aceeași industrie ca și tine, unde lucrează. Da. Bun, eu sunt antreprenor și am un buget de 500 de euro și vând, nu știu, fabric mese și vând mese. Cum ar trebui să-mi dimensionez bugetul? Care este logica din spatele dimensionării bugetului pe un canal și pe celălalt? Și sunt la început de cale. Prezența noastră în online este, îmi place așa o formulare, tehnica TOB. Timp, oameni, bani. Adică înainte noi să începem să facem publicitate. Înainte noi să ne răspundem la întrebarea, ok, am 500 de euro, unde? Cui să-i dau ca să-și tăt ghine? Da. Noi trebuie să întrebăm, ok, cât timp noi trebuie să realizăm acest obiectiv? Avem o lună la dispoziție sau un an? Pentru că poate să fie că noi, dacă luna asta nu vindem, luna viitoare de-am nu e relevant. În octombrie piscine n-ați trebuiască la nimeni. Da. Și atunci, asta este primul criteriu. Al doilea, oameni. Ce fel de oameni noi trebuie? Noi avem trei tipuri de oameni. In-house, outsource sau freelance. Adică noi trebuie să alegem, angajăm specialiști în marketing, luăm studenți sau persoane liberi, profesioniști, ei sunt freelanceri, sau ne ducem la agenție. Costul, eficiența, calitatea, deja fiecare o să găsească, dar nu există egalitate între ei, fiecare are plusuri și minusuri. Da. Cineva e mai ieftin, cineva e mai repede, cineva e mai calitativ și nu neapărat că cel care este mai scump e calitativ și invers. Da. Și al treilea, bani. Păi iată, banul intervine ca un element în care noi spunem, ok, redistribuție pe ce nouă ne trebuie? Nouă ne trebuie, unu, să plătim acești oameni. Întrebarea, din 500 mai plătim lor sau doar avem aparte? Al doilea, production-ul, adică noi trebuie să facem o poză, cum spuneam, conținutul. Da, pentru că eu aș redistribui 200 de euro pe un video și 300 pe publicitate, decât o poză chiară și 500 de euro pe ea. Adică împărțiți bugetul, nu dați să ne vadă, dar ce o să vadă ei? Și a treilea este bugetul de promovare. În dependență de rețeaua socială sau de canalul de comunicare. Un influencer poate coste de la 100 la 1000 de euro. Un Google, un liniș mai jos de 500 nici nu intri. Nici nu intri. În Facebook și cu 50 de euro poți face față. Ai făcut un bus post, o promovare simplă, te-au văzut 7000 de oameni, dar tu ești în raion. Noi avem în Strășeni un client, lui nu-i trebuie toată Moldova. El și lucrează de acolo în Strășeni foarte bine, având câteva instrumente. Nu-i trebuie 1000 de euro, dacă el chiar îi are. Pentru că el acoperă tot plafonul care lui îi trebuie. Mi-a părut întrebarea, inevitabil va apărea pe buzele celor care ne privesc. Cum eu, antreprenor, ce trebuie să știu ca să am conștientizarea lucrurilor care le spui tu vin din experiență? Uite, la cine să mă adresez ca să-mi spună cum stau lucrurile în digital și să nu mă simt la final de o colaborare că am și dat bani, nu am și rezultate și poate nici nu știu cum să contabilizez aceste rezultate. Ce trebuie să fac? Cu siguranță, prima investiție trebuie să fie în tine. Eu aș investi în mici cursuri, nu contează online, offline, la mine, la tine, nu contează unde. Da. Acum, întrebarea este despre acțiune. Să înțeleg ce înseamnă CPM, CTR, CPL, CPA, că atunci când specialistul vorbește cu mine, eu să nu dau din cap și să nu doar eu sunt director și eu sunt prost, nu știu ce înseamnă CPA. Normal că nu e 3%, tot normal. Respectiv, acest element de acțiune, el nu va aduce rezultat instant, dar este un exercițiu continuu. Pe toate nișele, trebuie să știi ce-i CRM, trebuie să știi tot ce-i Excel. Mulțumesc că zici asta. Educația continuă este primul punct. Dacă tu vrei să ai eficiență și lucrezi pe long term, nu am intrat, vindem 3 mașini de greu și ne-am dus acasă. E alt tip de business. Respectiv, primul. Al doilea element, tu poți să plătești cu timpul. Tu nu plătești bani, dar plătești timp. Ți-ți va lua mai mult timp și tu, într-un moment dat, la un webinar, la un training, la o conferință, într-un prieten, într-o discuție, că te-ai uitat interviul și ai aflat multă informație, dai de acel mijloc. O sursă este consultanții. Deci, ai luat un specialist, pe termen scurt, i-ai dat bani, ai înțeles ce vei primi, ai luat alt consultant să explici ce vei primi. Bun, adică, asta, da? A doua opinie medicală. Nu te băga acolo unde nu te pișechi. Adică întâi începe să te pricepi sau iau oameni care te învață pe tine ori să te pricepi. Ori plătești cu timp, ori cu bani. adică nu poți fi așa și mergem uia. Mă ating aparatele de cafea. Hai să intrăm în cafea. Învățare continuă. Pe zona de marketing digital, după care atașare, mentorat și consultanți și obligatoriu solicitarea a doua opinie de consultanți. Intermediară, care iarăși o să te coste, dar bun, nu te costă publicitatea, te costă consultanța. Good. Și testare ipoteze. Ce merge, ce nu merge și cât mai des testare. Știi, avem experiență în lucru cu companiile mari în care același Facebook, care agenția noastră prestează servicii, noi jumătate din produse promovăm și altă agenție jumătate. Deci însăși compania, din cauza că bugetul e mare, împarte în două, pentru că stilul de lucru... de ce spuneam că spirala își are locul în discuția noastră? Adică când tu ești mare și tu cheltui 10.000 de euro, dai 5.000 la agenție, 5.000 la altă, da, tu o să cheltui un comision mai mare. Dar tu o să vezi că rezultatele sunt diferite. Pentru că nu e bun sau rău cineva, este abordare diferită. Eu sunt mai mecanic, tu ești mai creativ. Agențiile, mai ales agențiile, au specific întotdeauna. Cineva e pe copywriting, cineva e pe creativ, cineva e pe analitică. Deci este un specialist mai bun în ceva. Și atunci agenția se focusează sau merge ca vector. Respectiv, dacă tu ești pe spirală mediu în sus, acolo este despre calitatea experților. Dacă ești pe spirală în jos, atunci asta înseamnă ori timp, ori dezvoltare personală continuă și nișată. Dar nu înainte să-ți calculezi ora și efortul tău. Pentru că tu poți să faci postare în locul meu. Tu o să economisești 200-300 de euro. Dar tu în timp ăsta ai pierdut jumătate zi. Care poți să faci dezvoltarea propriului business, să muncești nu în, dar deasupra business-ului. Și atunci, întotdeauna recomandăm, estimați în felul următor afacerea. Tu ai 3.000 de euro buget de promovare, tu ai 5.000 de euro experții, tu ai 1.000 de euro production, ai calculat 9.000 de euro, plus produsul, 20.000 de euro. Tu poți să faci 20.000 de euro în primul an. Da, nu. Da. Dar e ok să-l faci în a doilea, pentru că unele business-uri în a treilea an răscumpără tot. Suntem pe final, dar nu vreau să închidem fără să te întreb. Cum gestionezi tu așteptările exacerbate uneori ale antreprenorilor care dau buget, au buget și solicită vânzări și relevanță? Cum gestionezi asta, fiind consultant acum? De la profesie la profesie te întreb să iau și eu tips and tricks. În consultanța noastră pe marketing, cea mai bun argument este cifra și încerc să exprim întotdeauna un gând, nu contează ce cred eu, există o cifră. Această cifră este ca un dashboard la medic. Și dacă pulsul este 30, e o problemă. De aceea, maximal excludem ipoteza neîmpare, arșighinii, din ipoteza subiectivă. Dar trecem în factual și... Da. De aceea, odată ce noi lucrăm cu afaceri care integrează departamentul de marketing sau lucrează cu marketingul, bugetul este mai mult de 500 de euro, respectiv noi putem să avem și acest data, acest element de date. De aceea noi ori prin studiile de caz, ori prin argumentarea prin cifre ajungem la un consens. Și spui unui antreprenor direct așa că ai așteptări prea mari de vânzări în prima lună și nu așa se întâmplă, pentru că riști să pierzi eventual un client al agenției. Exact, mai mult ca atât. Sunt clienți care noi am pierdut, care cereau ca noi să spunem promitem ca și vânzări. Și atunci noi nu ne asumăm acest risc, nu din cauza că noi nu suntem în stare, dar din cauza că noi nu deținem controlul acelui flux de marketing care este influențat de situația politică, socială. Afară plouă, publicitatea mai scumpă. Da, și vânzările în magazinul retail sunt mai mici. Pentru că plouă. Și cum eu îți controlez ca să ploaie? Da. Și atunci la piscină n-a să vie nimeni. Adică, de aceea eu întotdeauna zic, fugiți de cei care vă promit ceva, pentru că dacă era doar vorba în promisiune și era doar fișca, că Talmazan vă setez publicitatea, ori nu lua Talmazanul un credit și deschide business-ul vostru? Da, categoric. Să zic că, da, este în consultanță temerea clienților. Primul element este antreprenorul. Tu ești cheia acestui mare succes. Mai departe, marketingul este instrument. El se schimbă, el evoluează, el se adaptează. Și dacă tu ești atent ca antreprenor, a venit trendul video, ai integrat video, a venit trendul TikTok, ai intrat în TikTok, atunci tu poți face față. Te rog să-mi spui câteva trenduri pe care le vezi de aici în 1, 3, 5 ani și ce ne așteaptă, ne garantează, nu știu, acest viitor. Într-o spirală mediu jos, te ghine, schimbări nas și în următorii 3 ani de zile, 100%. O să funcționeze. Noi suntem la etapa în care oamenii nu știu ce înseamnă pagini de Facebook. Da, uite că mă uimește acum. Da, este asta ce înseamnă lead. Client potențial, da. Ce înseamnă, nu știm. Dar spate așa, noi scriem aici, dar să vad la ciocana, Google Drive. Adică există nivel de conștientizare a antreprenorilor care, indiferent cât de cosmos noi ne avem, ei aici trebuie să fie. Dar dacă vorbim de antreprenori care merg spre extern, dezvoltă piețe internaționale, da, au clienți internaționali. Care îi educă pe ei. 100% este elementul de data, este analitică. Arta, dar este, da, este tehnologia de predictibilitate a vânzărilor. Deci tu comportamental, când faci anumite acțiuni în online, sistemul te identifică ca un tip de comportament și el știe că peste 3 zile tu o să faci comandă. De ce? Pentru că de-al de tine, când o făcut ea ca click, click, scroll, scroll, click, click, o cumpărat. Respectiv cu o probabilitate foarte mare că o să cumperi. Estimează, te rog, Dumitru, care este volumul de buget al Republicii Moldova pe publicitate, ads, Facebook și Google, dacă poți să faci aceste estimări? O să fie foarte de asta neprofesionist din partea mea, dar ca să ne imaginăm. Imaginăm. Un joc de gânduri este că dacă luăm 10-20 de agenții din clusterul nostru, care administrează un buget de 300-500.000 de euro pe an, așa, a clienților, așa, asta ar însemna, plus încă sunt cei care $50, $100, $30, ar însemna până la 5 milioane probabil de euro pe an Dar asta nu este mult. Nu este. Pentru că așa, este așa un speaker, Grant Cardone, el face un eveniment 10X, bugetul lui de Facebook, la un eveniment este de 2 milioane de euro. De ce Moldova noi suntem mici, deseori antreprenorii vin, ne-au blocat pagina, nu putem să-i scriem. Că ei nici nu ne văd pe noi. Noi suntem piață micuță de tot, dar revenim la elementul. Tu ai anumit scop. Ți-ți trebuie Sărata Galbenă, ți nu-ți trebuie toată Moldova, ți nu-ți trebuie America. Tu e că ești în raion, ai o 300 de kg de miere, fă-ți o pagină, postează albinuță, fă fotosese la albină. Adică lucrează în capacitățile de timp, oameni, bani. Mulțumesc, Dumitru, că ai ancorat acest concept complex, publicitate digitală, și pentru antreprenorii care sunt, uite, la Sărata Galbenă și au mere și pot să le vândă, și că am abordat, nu aveam cum să elucidăm întreg subiectul, dar îți mulțumesc pentru prezența ta și pentru flerul cu care am dus această discuție. Aveți grijă de voi, like-uri, share-uri și sănătate. Așa să fie! În afacere, orice instrument, prieten, are relevanță dacă este testat, analizat și corectat. Exact astfel și publicitatea și prezența digitală a businessului. Nu este decât o za din întreg lanțul valoric al afacerii, însă o za importantă. Fiți în online cu afacerile voastre, faceți totul și faceți bine. Mult succes!